Ocazia este una tristă, sau mai bine zis ocaziile. Vom avea câteva subiecte pe care le vom aborda în cadrul acestei conferințe de presă și o să încep în primul rând cu un dosar care afectează 10.000 de persoane, 10.000 de cetățeni români. Este vorba despre dosarul cetățenia română și este vorba despre acei minori care nu își mai pot perfecta actele de identitate. Este un dosar pe care l-am abordat de la bun început, atunci când am venit în Camera Deputaților, atunci când am obținut președinția Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării. Și este un dosar pe care l-am discutat la început de 2017, tocmai pentru a veni cu o soluție. Pentru că, așa cum spuneam, acest dosar, această problemă, aceste cazuri dramatice sunt din ce în ce mai numeroase. Am avut o serie de întâlniri la începutul anului cu factorii de decizie implicați în posibila soluționare a dosarului respectiv, cu cei de la Ministerul Afacerilor Interne, cu cei de la Direcția Generală Pașapoarte, cu cei de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie. Și m-a bucurat faptul că am reușit să am parte de consensul colegilor de la celelalte partide, să identificăm soluția pentru această problemă, pentru că vorbim de cazuri dramatice în cel mai direct mod cu putință. Oamenii își pierd servicii, oamenii își pierd burse, oamenii au contractat credite ca și cetățeni români în state ale Uniunii Europene și se trezesc în această situație regretabilă, cauzată de o interpretare de partea Direcției Generală Pașapoarte a unor prevederi ale legii cetățeniei 21/1991. Și în urma acestor discuții la care au participat inclusiv colegul meu, Doru Coliu, care este membru al Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării, am ajuns la concluzia că este necesară modificarea unor alineate din articolul 9. Am convenit ca cei de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie să exprime un punct de vedere, să formuleze un punct de vedere pe care să-l transmită Ministerul Justiției și, ținând cont de acest punct de vedere, să fie elaborat un proiect de lege sau, de ce nu, așa cum am cerut noi, o ordonanță de urgență, pentru că vorbim, de fapt, de o urgență. Ultima ședință în acest sens a avut în loc în 15 februarie și după această perioadă a urmat un lung schimb de telefoane, de adrese, de interpelări între noi, cei de la Comisie și Minister, dar din păcate nu am obținut ceea ce ne doream, nu am avut parte de o reacție pozitivă din partea Ministerului. Au mai fost și calamitățile de la Minister cu schimbarea ministrilor și în cele din urmă, după o serie de, cum spuneam, și telefoane, și adresări, și interpelări, pentru că am aici un dosar plin de interpelări, de comunicate de presă, de tot ceea ce înseamnă interacțiunea cu Ministerul Justiției, am obținut un răspuns. Înainte însă de a vorbi despre răspunsul respectiv, trebuie să spun că am fost într-o întrevedere cu Ministrul Justiției, domnul Toader, care mi-a lăsat un gust amar întrevederea respectivă. Pe de o parte, faptul că domnul Toader era total pe lângă subiect și nici nu știa despre faptul că există un proiect de lege care să rezolve respectiva situație, lucru confirmat la câteva zile după de un răspuns al unui secretar de stat al Ministerului Justiției. Și în același timp m-a surprins modul în care s-a comportat domnul ministru al Justiției Toader, care m-a întrebat pe un ton foarte răstit dacă nu cumva mi se pare că sunt prea curajos. Am explicat că nu este vorba despre curajul meu, am explicat că nu este vorba despre dorința mea de a profita electoral sau politic de toată această situație și că vorbim aici de necesitatea ca noi, reprezentanții statului român, să venim cu soluții pentru cetățenii aflați în această dificultate. Soluția propusă de Ministrul Justiției de atunci, iarăși, a fost una pe care nu am înțeles-o și nu am acceptat-o, pentru că dânsul a spus că toți acești oameni, și vorbim aici de ordinul, nu de sute și de mii, ci de zeci de mii, ar trebui să meargă în instanță și ar trebui să acționeze în judecată statul român. Este un lucru greu de înțeles pentru cetățenii de rând, ca cei care de fapt ar trebui să îi ajute în tot ceea ce înseamnă interacțiunea cu statul, să le recomande să meargă în instanță. Cum spuneam, ulterior, de la Tribuna Parlamentului am primit răspunsul la o interpelare formulată anterior, în care mi s-a confirmat ceea ce știam pe căi mai puțin oficiale, faptul că există un proiect de lege elaborat de Ministerul Justiției în urma
rundelor de întrevederi pe care le-am avut noi la comisie și în urma acelui punct de vedere emis de către ANC și că acesta s-ar afla spre avizare la Ministerul Afacerilor Externe și la Ministerul Afacerilor Interne. Toate bune și frumoase, doar că pe această interpelare apare o dată care este 19 aprilie 2017. Suntem astăzi la peste o lună de distanță și lucrurile nu s-au schimbat. Situația nu s-a schimbat și nu a progresat. Chiar ieri am contactat din nou Ministerul Justiției, dar ni s-a dat același răspuns că proiectul de lege se află în avizare. Înțelegem că Ministerul Justiției, Ministrul Justiției este preocupat de acum de alte dosare. Înțelegem că este preocupat de tot ceea ce înseamnă legea grețierii și de faptul că ar trebui să reprezinte interesele în tot ceea ce face ale unui anumit grup, doar că vorbim pe de cealaltă parte de niște cetățeni care au de suferit. Mi-aduc aminte acum de un caz punctual, chiar săptămâna trecută am fost vizitat la biroul meu parlamentar din Republica Moldova de un domnul Țăruș, care are doi fii, unul în Franța și unul în Cehia. Cel din Franța are un doctorat în chimie. Deci nu vorbim de orice tip de cetățeni, vorbim de cetățeni care fac cinste României. Ambii și-au pierdut cetățenia, între ghilimele și-au pierdut cetățenia, pentru că au ajuns în această situație de a nu-și putea perfecta actele de identitate în martie 2017. Cazul este unul chiar melodramatic, în sensul pozitiv al cuvântului, pentru că domnul Țăruș a fost un om, el și întreaga lui familie, care a păstrat de-a lungul timpului o hartă a României mari și a ascuns-o pe perioada sovieticilor, ferindu-se de sovietici, dar păstrându-și această legătură, acest liant cu statul român, și a venit cu lacrimi în ochi să mă întrebe cum să ajung în situația în care să mi se spună să merg să renunț la cetățenia română, fiii mei să renunță la cetățenia română pentru a putea din nou începe acest calvar al redobândirii. Ceea ce, atenție, nu este o soluție. Pentru că cetățenilor respectiv care li se spune la consulate, la ambasade sau chiar în țară, li se spune că nu mai pot perfecta actele de identitate și li se spune să înceapă dosarul de redobândire a cetățeniei, ajung în situația în care, de fapt, li se spune că nu pot să fac acest lucru. Nu vă putem accepta dosarul pentru că dumneavoastră aveți un CNP. Și atunci, cum spuneam, se întâmplă acest cerc vicios, acest melanj de inacțiune din partea autorităților în condițiile în care ar fi foarte simplu să existe aprobarea acestui proiect de lege sau, cum spuneam, o ordonanță de urgență. Nemulțumirea fiind foarte mare, am încercat să îi rog pe cei care sunt afectați de această problemă să nu ieșim în stradă. Doar că vorbim deja de luni și luni bune și în această situație vorbesc în numele cetățenilor care sunt afectați de această problemă și mă adresez direct domnului ministru Toader, pe care l-așteptam să fie mult mai empatic când vine vorba despre aceste probleme, dânsul fiind din Moldova, fiind moldovean de al nostru, că are la dispoziție câteva zile, dacă până la sfârșitul lunii mai. Această situație nu se va schimba, nu vom avea un progres cât de cât în acest dosar, ne rezervăm dreptul și atunci când spun ne rezervăm dreptul, vorbesc în numele cetățenilor afectați de aceste probleme, să ieșim în stradă, atât în București, cât și în alte orașe din Uniunea Europeană, din state ale Uniunii Europene, acolo unde se află cetățeni români. Ca să închei subiectul cetățeniei române, vreau să spun că pentru noi, Partidul Mișcarea Populară, este un subiect primordial, pentru că întotdeauna Partidul Mișcarea Populară a fost un partid susținut de cetățenii români din afara României. Este un subiect primordial pentru că astfel, practic, continuăm ceea ce a făcut pe timpul său președinte Traian Băsescu, cel care a simplificat procedura de redobândire a cetățeniei române și acest lucru nu a fost uitat de cetățenii români și acest lucru s-a văzut și în rezultatele electorale, atât ale președintelui, cât și ale formațiunii noastre. Și asigurăm pe toți cei care sunt afectați de această problemă că nu vom renunța și că ne batem până la final, ne batem și vom câștiga. Pentru că se pare
că această presiune a străzii este una la care trebuie să recurgem ori de câte ori avem parte de inacțiune din partea guvernului, lucru confirmat și de cazul Smicală despre care va vorbi colegul meu Doru Coliu, un protest pe care l-am organizat duminică, se pare că a mai trezit din amorțeală Ministerul Afacerilor Externe. Înainte de a-i oferi cuvântul colegului meu Doru Coliu, aș vrea să mai punctez un lucru foarte important. Faptul că noi, PMP-ul, condamnăm declarațiile făcute de reprezentantul minorității lipovene în Parlamentul României, domnul deputat Ignat, care într-un interviu acordat agenției de presă rusești TASS și-a permis afirmații insultătoare și jignitoare la adresa poporului român. Constatăm un act de ipocrizie crasă din partea domnului deputat, pentru că nu știu câtă logică trebuie să ai, sau mai degrabă câtă logică să nu ai, ca să spui că drepturile nu sunt respectate în România în condițiile în care România este stat model atunci când vine vorba de respectarea drepturilor minorităților și avem garantată prin Constituție reprezentarea minorităților în Parlamentul României. Regretăm întreagă această situație și sper ca și ceilalți colegi să realizeze că trebuie să reacționăm de fiecare dată atunci când imaginea României este atacată, mai ales de colegi de-ai noștri din Parlamentul României. Mai avem alături de noi și alți doi colegi care reprezintă, de fapt, Partidul Mișcarea, componenta ei de diaspora. L-avem pe domnul Dorin Coman din Italia, l-avem pe domnul Jean Popescu din Franța și o să rog și pe ei să intervină ulterior, pentru că noi, cei de la PMP Diaspora, credem în acest contact direct cu cetățenii. O confirmă și faptul că primul meu proiect de lege, cel al contribuțiilor retroactive la fondul de pensii, îi vizează pe cetățenii români din diaspora și a fost făcut în urma sugestiilor primite din diaspora. Îmi exprim și eu și sunt sigur că și colegul Coliu ne exprimăm amândoi deschiderea spre acest contact direct cu cetățenii și vreau să le aducem aminte că ceea ce am promis în campania electorală devine realitate. Noi nu am mutat de cetățenii din diaspora sau din Republica Moldova sau de cei din comunitățile istorice. Continuăm cu întrevederile pe care le-am avut în perioada electorală și ne vom vedea și în continuare, nu vom uita de ei, nu ne vom comporta ca și politicienii clasici, ci vom merge inclusiv acum în comunitățile respective pentru a-i asculta și pentru a le explica în același timp ceea ce facem noi în Parlamentul României, angajațiilor, că asta de fapt suntem. Vă mulțumesc și îl rog pe domnul Coliu să intervină. Mulțumesc. Bună ziua. Vă mulțumesc că sunteți printre noi. Am ales să ne prezentăm azi într-o conferință de presă, deoarece avem norocul să avem printre noi colegii mei din diaspora, Dorin Coman, vicepreședinte Organizația Italia și prin vicepreședinte Organizația Italia, domnul Ion Popescu. Suntem prima și singura organizație de partid compusă efectiv din cu oameni din, numai din diaspora, din Republica Moldova, iar noi locuim de foarte mulți ani în diferite țări. Am ales să facem azi o conferință de presă, deoarece suntem foarte indignați, în primul rând, de lipsa de reacție a autorităților române, indiferent cum se numesc ele, președintele României, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Românilor de Pretutindeni, lipsa lor de reacție față de românii din diaspora și problemele lor. Am avut cazuri în Italia, avem cazuri în Spania, avem diferite probleme, iar noi observăm cum autoritățile române